Bună ziua și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi am revenit cu etalarea dragostei pentru perioada 21-31 ianuarie 2020 pentru zodia săgetător. Să vedem cum vor sta săgetătorii cu dragostea până la sfârșitul lunii ianuarie 2020. Fie că sunteți într-o relație, fie că vă gândiți la o persoană din trecut sau doriți să cunoașteți pe cineva, tot ce va ieși, vă voi comunica, vă voi spune. Avem regina de spade, diavolul, cavalerul de monede, asul de bâte, șase de monede, șase de cupe și cinci de spade. Pe unii dintre dumneavoastră vă văd foarte stabil din punct de vedere sentimental, emoțional. Alții dintre dumneavoastră va începe o nouă poveste de dragoste, probabil cu cineva cunoscut la un drum. Alții dintre dumneavoastră vor fi ispitiți într-o relație sau de cineva anume. Alții dintre dumneavoastră poate munciți foarte mult într-o relație să găsiți această stabilitate. Multe începuturi, multă încredere și un pic de trădare. Un pic de trădare. Bun, să începem. Unii dintre dumneavoastră poate cunoașteți o persoană în zodie de aer, gemeni, balanță sau vărsător. Această persoană este o persoană foarte corectă, foarte sinceră, foarte directă. Poate fi uneori și un pic rece. Este o persoană care a trecut prin multe în viață și nu se va lăsa călcată în picioare din nou. Bun, această persoană fie intră în viața dumneavoastră ca o ispită, fie este invidioasă pe dumneavoastră, fie dorește să aibă o relație intimă cu dumneavoastră. Există o posibilitate în unele cazuri. Bun. Mai avem și o zodie de pământ aici. Această persoană... Avem și o zodie de pământ. Rac... Nu, mă scuzați. Taur, Fecioară sau Capricorn. Poate fi o femeie sau un bărbat până în 40 de ani. Muncește foarte mult, poate face multe drumuri cu în interes de serviciu. Unii dintre dumneavoastră cunoașteți o persoană în zodie de pământ, fie la locul de muncă, fie la un drum legat de muncă, cu care să puteți începe o relație de dragoste care va avansa destul de frumos. Alții dintre dumneavoastră primiți, văd multă stabilitate. Pentru cei care sunteți deja într-o relație stabilă, vă văd că primiți și dăruiți în viața dumneavoastră iubire, dragoste, compasiune, multă comunicare reciprocă. Foarte frumos vă văd pe cei care sunteți deja într-o relație stabilă. Alții dintre dumneavoastră, pentru alții dintre dumneavoastră există posibilitatea să apară o persoană din trecutul dumneavoastră care să vă dea, când o vedeți, să deveniți nostalgici, vă aduceți aminte cu drag, vă mișcă un pic în interior această persoană, dar se va da o luptă cu dumneavoastră. Probabil, într-un fel, o doriți înapoi, ați vrea să încercați să discutați din nou cu ea, dar pe cealaltă parte nu prea ați vrea, pentru că știți că odată ce s-a terminat, cu siguranță ceva nu a mers. Poate, în unele cazuri, primiți un cadou de la o persoană din trecutul dumneavoastră cu care aveți amintiri foarte plăcute, care vă face inima să bată de fiecare dată când o revedeți. Alții dintre dumneavoastră aveți rivale în dragoste sau și dumneavoastră luptați alături de alte persoane să câștigați inima cuiva. Alții dintre dumneavoastră
Munciți foarte mult într-o relație. Încercați să vă rezolvați problemele. Poate unii dintre noi să aveți probleme în relație și munciți foarte mult, vă dați toată silința să vă rezolvați toate problemele și relația să meargă în continuare. Deoarece este o relație foarte stabilă. Este o relație care probabil lipsește doar comunicare, pentru că situația financiară este bună în această relație, probabil lipsește comunicare și afecțiunea un pic, dar o să încercați să rezolvați aceste probleme. Putem vorbi tot de persoană în zodia de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Predomină foarte mult zodiile de pământ la dumneavoastră. Pentru alții dintre dumneavoastră, fie vă reprezintă chiar pe dumneavoastră această carte. Poate sunteți un pic cam visători în această perioadă, cam vă comportați cam copilăresc, cam imatur. Aveți o încredere foarte mare în dumneavoastră și credeți că puteți obține ce doriți, de la ori și cine doriți. Alții dintre dumneavoastră primiți o veste, o noutate, care vine cu un început foarte frumos, mai dragoste. Alții dintre dumneavoastră veți fi trădat. Văd a treia persoană. Și veți fi dezamăgiți, veți fi răniți, veți fi trădați. Poate vă veți gândi serios dacă o să doriți să mai continuați această relație sau pe unii dintre voi vă văd că plecați din această relație, o lăsați în urmă. Deși ați fost foarte încrezători unii dintre dumneavoastră că persoana cu care sunteți nu vă va trăda, vă iubește necondiționat și va fi trup și suflet mereu, apare această trădare care vă va pune serios pe gânduri să vă dați seama în ce direcție să o luați, să continuați cu această persoană sau să vă vedeți de treaba dumneavoastră. Încă nu știți siguri. Bun. Văd, deci, să aveți de-a face până la sfârșitul unei persoane în zodii de pământ. Pentru unii dintre dumneavoastră poate fi scorpion. Pentru alții dintre dumneavoastră văd zodii de apă care vine cu propuneri interesante spre dumneavoastră. Gemeni, balanță sau vărsător. Probabil aici o să vă placă la unii dintre dumneavoastră. Și în alte cazuri, frumos cu persoana din trecut, vă aduce un cadou, o să retrăiți niște momente frumoase cu persoana din trecut. Cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că m-ați ascultat. Dacă v-a plăcut, lăsați-mi un like, un coment și abonați-vă canalului meu. Și pentru cei care doresc o etalare privată, lăsați mesaj pe WhatsApp la numărul 0726-981-520. Vă mulțumesc încă o dată. Și mult noroc în dragoste tuturor!